Rui Lopez este o deschidere spaniolă care datează din anul 1490, de pe vremea regală a Spaniei, fiind una dintre cele mai vechi deschideri de șah și care în prezent este a doua cea mai jucată deschidere după jocul italian, fiind puțin mai agresivă și mai complexă, datorită atacului imediat al calului de pe C6. Această deschidere trebuie învățată de orice jucător de șah, indiferent de nivelul său, datorită popularității excesive și al importanței înțelegerii despre controlul centrului. După cum am spus și în videoclipurile anterioare, este foarte necesar să controlezi centrul, ce anume cele patru câmpuri centrale de pe tabla de șah. Dacă să considerăm că prin absurd ai putea să muți la prima mutare două mutări odată, nu ar mai fi nevoie de această deschidere, deoarece ai controla deja centrul. Doar că, din păcate, negrul la prima sa mutare de obicei joacă E5 și îți blochează astfel planul de a juca D4 la a doua ta mutare cu albul. Și pentru a controla întreg centrul, este nevoie cumva să scapi de acest spion de la E5. Dar dacă tu joci foarte bine deschiderea spaniolă și îi știi principiile de bază al acestei deschideri numite Rui Lopez, tu vei putea oricum să joci D4, dar mai târziu și mai ales la momentul potrivit. Deschiderea spaniolă începe așadar cu mutările E4, E5, cal F3, cal C6, iar spre deosebire de deschiderea italiană unde jucam nebun la C4, aici jucăm nebun la B5, punând presiune astfel pe calul de la C6. Linia principală a lui Lopezului continuă cu mutarea A6 încercând să atace și să pună presiune astfel pe nebunul meu de la B5. Doar că o mare greșeală pe care o văd la această deschidere este capturarea imediată a calului de la C6 și se speră că după ce se capturează din nou la C6 și se fac acești pion dubli care par destul de slăbiți după această captură, se speră cumva că acest cal va reuși să captureze pe gratis un pion. Însă există această furculiță damă D4 cu un atac dublu asupra acestui cal care trebuie să se retragă neapărat, urmat de un șah asupra regelui cu singura mutare fiind regină E2 iar apoi regele alb își pierde dreptul de a mai face rocada. Fiind astfel lăsat în mijlocul tablei, ci foarte vulnerabil la atacurile inamice, cum ar fi chiar și nebun G4 care îi face această legare absolută calului de pe F3. Așadar, nu vreți să jucați această deschidere. Revenind astfel la variația principală, cu albul mutăm nebun la A4 pentru a păstra presiunea asupra calului de pe C6 ca în speranța ca în viitor să-l putem captura și să putem cumva să capturăm și acest pion de la E5. Apoi negrul răspunde cu cal F6, dezvoltându-și astfel calul pe cea mai bună poziție și atacând astfel pionul de pe E4 care nu este apărat. În această poziție, albul de obicei joacă cal la C3, care este puțin o greșeală deoarece Toată ideea lui Rui Lopez acestei deschideri spaniole este să controlezi D4, și prin a controla D4, tu vrei să împingi acest pion la C3 pentru ca ulterior să împingi celălalt pion la D4. Și astfel se face această greșeală mutând calul la C3 rezint astfel că sunt obligați să apere pionul de la E4, care de fapt nu se chiar află în pericol, deoarece linia principală spune că trebuie de fapt să faci rocada în schimb, fiindcă chiar dacă negrul ar captura la E4, tu ai putea să joci D4, iar dacă negrul capturează și acest pion, Uitați-vă doar cum acest cal își ia legare absolută la propriul său rege și devine o mare, mare slăbiciune în joc, fiind nevoit ca toate piesele să-l apere și fiind blocat în centrul tablei. Însă negrul are un răspuns și pentru această mutare, unul chiar subtil și anume nebun la E7, care pare deși o mutare pasivă, acum chiar amenință să ieie acest spion deoarece după cum v-am arătat mai din auri, era această legare absolută a calului. Însă acum există acest nebun în calea regelui care face ca calul să devină activ și să nu mai poată să fie legat absolut față de acest rege. Albul se apără cu turn la E1, iar negrul joacă B5, obligându-l pe alb să-și mute nebunul la B3. Negrul joacă D6, oferindu-i nebunului de pe C8 această oportunitate, această diagonală de a ataca acest scal de pe F3. Care va fi legare față de regina de pe D1. Albul își continuă însă planul de a ataca la D4 mutând C3. Iar negrul nu atacă instant cu nebun G4. Și în schimb face rocada mică pentru a securiza flancul și a-și pregăti următorul atac. Albul în schimb mută H3. Pentru a preveni acest atac al negrului la G4. Apoi, negrul încearcă din nou să atace nebunul puternic al albului de pe B3, prin cal la A5, care, deși este pe margine, precum am spus în videoclipul trecut, face un rol foarte mare, în primul rând pentru că atacă acest nebun care. Controlează centrul și o diagonală foarte importantă din controlul negrului, și în al doilea rând face ca această mutare la C5 pentru a preveni controlul suprem al albului asupra la D4 să fie posibilă și să vină cu un propriu plan de a contracara această acțiune a albului. Albul astfel își retrage nebunul de pe B3 mutând la C2, iar negrul își face propriul plan, își pune în aplicare propriul plan și atacă câmpul de pe D4. Dar albul, în schimb, își respectă și el propriul plan și atacă și el câmpul central. Iar aici poate pare un pic în avantaj negrul, dar dacă ar fi să capturăm acești pioni, albul ar fi totuși în avantaj. Iar dacă structura centrală a pionilor albului a fost distrusă, negrul a rămas cu un singur pion izolat, care nu prea poate să fie apărat de multe piese, iar albul se află foarte bine cu un cal care este foarte activ în centrul tablei, având o poziție avantajoasă. Așadar, negrul nu poate să ieie la D4, dar trebuie totuși să își apere pionul de la E5, care este atacat de două ori de către cal și de către acest pion. Așadar, își intensifică apărarea mutând regină la c7 apărând de două ori cu ajutorul pionii și reginei printr-o baterie acest pion de la e5 și astfel ajungem în etapa de final al deschiderii Rui Lopez mutând calul de pe b1 la d2 de asemenea mai era o altă variantă de a muta a4 pentru a pune turnul de pe A1 în acțiune. Însă cea mai bună variantă este de a activa calul, pentru că este o piesă minoră și piesele minore au prioritate în ceea ce privește dezvoltarea. Iar această piesă va avea ca scop ori să ajungă pe câmpul B3, ori să ajungă printr o relocație de pe F1 G3 și chiar F5 pentru a controla zone tactice și de asemenea acest cal de pe F3 să plece undeva în viitor pe H4 iar această regină inactivă să atace partea regelui sau cumva acești pioni să înceapă o avalanșă și să atace partea regelui. Cam atât pentru azi, dragii mei. Eu sper că v-a fost de folos. Nu uitați de un like și un subscribe dacă mai vreți să învățați noi deschideri, iar până data viitoare vreau să vă uitați la acest videoclip pentru a vă familiariza și cu deschiderea italiană. Ne vedem acolo!